Să trăiți, bine v-am găsit. Să trăiți, bine v-am găsit. Să trăiți, bine v-am găsit. Așa, tata. Hai să punem. Așa. Iarlă. Nădejdea mai este la Domnul, să aștepți, domnul. Sau singur aceea cu cine să vorbesc. Între timp am căsătorit, în timpul ăsta de 2 ani. Ce să facem? Așa a fost viața amărâtă. Și în special domnul Bănică, fiind singur, ne-am gândit noi să îi asigurăm cel puțin o hrană, un pachet de hrană caldă pe zi. Așa cum ne-a specificat și la început, de când a decedat soția, nu a mai hrănit, nu a mai mâncat hrană caldă. Sunt singur, sunt singur. Da, pe aia care i-am dat-o noi, mă. Da, da. Nu știu, noi le-am dat-o. Ultima care am primit-o. Uh-huh. Restul nu mai știu cum de. E foarte greu. E foarte greu. Nu știu. Atâția morți au murit în lume, parcă e un război ăsta. E mai rău ca război, e mai rău, să știți. Civilii erau civili, stăteau acasă, dar trupele erau unde erau. Dar civilii nu mureau cum mor acum așa de virusul ăsta. E un păcat de noi, e o nenorocire, nu știu cum o să scăpăm de el. Văd că un medic, n-am uitat cum îi spune, ar fi găsit ceva și, ceva și poate să fie bun. Să trăiți! Să vă dea Domnul sănătate și Maica Domnului de ajutor!